La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau Să Știu Sport, prietenii noștri de la Casa Pariurilor, tot ca de fiecare dată alături de noi. Astăzi facem un experiment, 100% ne va reuși. De fiecare dată, de cealaltă parte a mesei aici la podcast, la Vreau Să Știu Sport, a fost prezent sau au fost prezenți mari sportivi, canotori, poloiști, fotbaliști, handbaliști, jucători de tenis de masă și așa mai departe. Și ce ne-am gândit noi cu ajutorul fratelui nostru Adiță Hepaticus, care și el a fost prezent aici, patriarhul micilor pe România. Auzi, mă, de ce nu chemăm noi să vorbim cu un suporter? Nu alocat neapărat unei echipe care să vorbească doar despre această echipă și să-i supărăm pe ceilalți, ci un suporter care merge pe stadioane, care urmărește fenomenul sportiv nu numai de la noi, ci și din altă parte. Un om necunoscut publicului larg. Și am zis, gata, Adiță m-a sunat și mi-a zis, am omul. De 45 de ani, de zile, o jumătate de secol aproape, merge pe stadioane, a prins Republice, a prins, da? O să ne povestească și poate vorbi despre fotbalul italian, mai ceva ca Nea Tiziano ăla sau cum îl cheamă pe bunicul ăla care ține cu AC Milan. Dragi prieteni, unicul Călin Iulian, să trăiți și bine ai venit! Mulțumesc pentru introducere. Prezentare de Oscar. Cel puțin, de premiile Grammy. Și lua Adiță, zi două vorbe, mulțumește și lua Adiță, știi? Adrian, prietenul meu de 27 de ani, ne va urmări oricum, secundă cu secundă. Am greșit ceva din prezentare, deci 45. Hai să o luăm așa cu începutul, știi, pe sportivii întrebi, ce ați făcut după ce ați ajuns acasă de la spital, de la maternitate? Mai ții minte ce ai făcut? Știu că am ajuns în Eroilor. Ai fost chiabur? Da. Dintr-o Ești familie, de crețel? De crețel, dintr-o familie de condiție bună. Tata comandant de aeronavă. Oh. Mama care lucrează și acum la 82 de ani și care îi mulțumesc că să rămână doamnă. Am ajuns ăsta care sunt. Tata care, din păcate, nu mai e printre noi de 14 ani. Dumnezeu să-l ierte. Și aveai bibliotecă? Obligatoriu, pe vremea aia era bibliotecă. La 6 ani știam aproape toate capitalele lumii, pe care le știu și acum. Ia să vedem, nenicule, stai să nu mă prind. Vă rog frumos să mă verificați. Ce? Pe ce jucăm? Adică pe ce continent? Orice. Nu m-am dus bine. Orice. Dar trebuie să știu și eu, adică nu merge să întreb fără să știu. Vă rog frumos, așa. Erau vremurile în care cultura avea un... reprezenta ceva și... Uite, Bandar Seri Begawan acu e capitala. Cum? Bun, deci sărim peste asta. Hai să sărim, că bun. Mai sunt în Africa, într-adevăr, am fost păcălit de câteva ori, da? Pentru că avuseseră loc peste Mauritania. Noapte revoluții. Mauritania, Nouakchott se cheamă. Știe, capitala. Băiatule, deci erau câteva țări în care avea loc revoluția la 11 noaptea și mă întreba cineva la 2 noaptea. Păi nu merge ce capitală. Așa, da. Deci, avea... dar din Africa n-ai, nu le știi pe toate? Cred că da, aproape pe toate, da, da. Să ne gândim la ceva mai greu? Adică unde lumea că e vreo regie. Nu, 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 undele... Bine, atunci ne abținem, nu? Nu, da. Încearcă-mă, undele, dar... Undele ai scăpări? Adică simți că ești mai slab în vreun punct? Ca să te întreb de acolo. Merge cu Feroe, de exemplu, ca să fie din Europa? Ca să te prind să fie 2-0? Păi cu ce să mă prind la Feroe? Cu capitala. Cu toți, haf, cu ce? Nu, no, n-ai cu ce să mă prind aici. Nu merge în Europa, nu. A? Facem o probă, Cătălin. Tu fiind, tu, ascultă-mă două secunde. Da. Tu ești doxă. Lasă, nu, ăla-i ceas. Nu, 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 ascultă-mă ăla-i ceas. Ascultă-mă un pic. Te cunosc de 11 ani pe Facebook. Și de acum când ți-am dat bloc? 7 ani mi-ai dat bloc, da? Pentru că ai lucrat unde nu trebuia. Da, ok, nu cine face l-a chemat aici, că nu știu cine l-a invitat. Ascultă-mă un pic, Hepaticu. Așa, ascultă-mă un pic. Întreabă, te rog frumos, după emisiunea asta, sau nu, mâine. Da. Mergem pe stradă și întrebăm orice cetățean de aici, de lângă Cocori, una dintre minunile lumii, Cocorul ăsta, alături de Cotele Apelor Dunării, Romica Jurcă și Eurovision. Da? Asta e a patra minune a lumii. Cocorul? Da, nu va dispărea niciodată. Dar nu de ce zici asta? Este
Este lifetime cocor. Dar de ce cotele apelor Dunării îți plăcea atât de mult? Sau? Drencova, 200 cm. Stasione. Stasione. Nilsson, Catrivan, Ui. Gura Hons. Da. Bă, n-ai cum Baziaș. Să uiți așa ceva. Bă, n-ai Baziaș. Cum să uiți așa da. Ceva. Moldova nouă. Moldova nouă, Drencova. Drencova. Și așa, Romica Jurca, ai spus. Romica Jurca, rămână, doamna, care, Romica. Care prezenta meteo când m-am născut eu în 69. Cunosc Horia ce materie. Da. Și cu istoria lumii antice și chestiile astea. Unde ai făcut școală? Adică copilărie frumoasă, acum serios. Da. N-am profitat de sistemul ăla. Stând în bloc de... Tu știi termenul, de apevist. Da, erau alea de patru etaje. Erau sau blocurile unde? De la Tudor Vladimirescu, de la... Bun. Între Apaca și Lujerului. Cum ar zice Banciu... ale apeviștilor pe vremea aia și am avut o viață și o copilărie fericită, fără, evident, fără, pe vremea aia, fără calculatoare, fără... În Institutul Politehnic, unde te jucai? Sau în TV? Și în TV, și în Politehnică, și în fața blocului, și la gara CFR Cotroceni, mi-aduc aminte, da, la gara CFR. După care s-a făcut una prozară acolo. Când jucam, exact, eu în 79 jucam la Carol Haidu la Steaua fotbal. Am pe jucat bune? 2 ani. Da, am jucat 2 ani la Steaua. Și bineînțeles că m-a scos mama de la fotbal pentru că era să rămân corigent la o chestie, la chimie, da. Nu le-am avut chimie. Nu ți-a plăcut cu fenomenul de dehidrohalogenare a unui derivat halogenat? Nu. Acolo e copilăria. Acolo e copilăria, da. Fotbalul ce-ai căutat? Le-aveai cu Mingiuca? Da, le-am și acum. Adică, indiferent câte chile ai, indiferent da, câte... Da, hai să nu și Dănuț Lupu, să nu ne luăm de ăștia. De exemplu, da. Că-l cunosc și da. Sunt prieten cu el, stă la Bolintin Vale lângă mine, când pune piciorul pe minge, se vede că e piesă. Te-ai dus 2 ani la Steaua. 2 ani de zile la Steaua, zi, de 3 ori pe săptămână, la Carol Haidu, jucam pe zgură, atenție, da? Nu da. Ca acum. Și colegi totuși, faimoși cu echipierea? Niciun adică, coleg, pe vremea aia, niciunul din cei cu care am jucat n-a ajuns fotbalist. Se importa pe vremea aia. Se luau, l-au luat pe Balin de la Bistrița, pe Sertov era pe vremea aia. Da. Au fost... Nu există. Vigu de la ASEA Târgu Mureș. Adică, nu. No. Deci era cu import. No. Astea erau de fațadă, chestiile astea cu... Când ai mers prima dată pe stadion? Deci eu am în zis 76, în 76, cu tata pe Republicii. Acolo era casa sportului studențesc și a Rapidului. Și, bineînțeles, mai erau cuplaje, mai erau... Era perioada boema fotbalului... Ai prins-o ca lumea, adică îți mai aduce aminte? Da, da. Cel mai mult îmi aduc aminte de finala Cupei României din 82, Timișoara cu Craiova. Eram mare fan Craiova, pe vremea aia știam echipa pe din afară. Tata i-a adusese din Maroc, dintr-un turneu de ăsta de pregătire și îmi trimiseseră, bine, îi dăduseră lui tata... toate emblemele, calendare cu Universitatea Craiova. Și știam pe din afară, Lung, Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, Ungureanu, Balaci, Beldeanu, ce vadă, echipa aia o știai pe din afară. Și au venit aici în București pe Republici. Și au venit pe Republici și au bătut cu 6-0 și mi-am aruncat tricoul la nu știu care gol al lui Balaci. Și am plecat cu 74 barat de la cofetăria Tosca în pielea goală acasă și m-a cam bătut mama. Bun, deci acolo ai fost prima dată. Da. Și ai continuat? Ai rămas numai pe fotbal? Adică s-au început să te mai duci la alte sporturi? Și după aia, văzând că am prea puține kilograme, respectiv 50, 40 și ceva de kilograme, dar de ce aveai așa? Așa eram un, se vede în poze, da. Nu poți să... Și am trecut la Polo, la Dinamo, la Nea Bebița Arsene, care săracul s-a prăpădit acum câțiva ani. Un sport incredibil de greu, incredibil de frumos, dar fără public la noi, fără... În alte țări au sponsorii și pe căști și pe spate, tatuați pe spate cu sponsorii. La noi nu există așa ceva. Noi e... De-aia nici nu avem
nivelul din deci Serbia, tu ai prins o perioadă Ungaria, bună a polului Cătălin românesc. Cătălin Moiceanu era pe vremea aia, Ionuț Angelescu, Dinel Stemate, bine, Vlad Hagiu era șeful șefilor. Eu eram acolo, pe lângă ei, da? Am prins Costră și cum se era Crișu Oradea, mare echipă, da. În 86. Bogdan Balaban, Bogdan Rat a venit după aia. Corect. Trupă, da, ce să zic. Și cât ai stat acolo? Adică cât ai stat la Polo? Un an de zile. Un an de zile. Un an de da, zile. Da, da. Am început să mă dezvolt acolo un pic fizic, da. Dar ai rămas așa, adică no, nu mai ești costeliv. Nu mai sunt deloc, mai ales după operația de cancer din 2002, când m-am lăsat și de fumat, am început să iau greutate și na, mă mențin. Și atât? Adică cu sportul doar fotbal și polo? Bine, nu că n-ar fi ajuns. Nu, am rugby care e... Da. Mulțumesc domnului Ștefan Demici pe calea să trăiți. Pe această trăiți, cale să maestru, marele antrenor al Dinamo, care ține echipa aia în viață, fie vorba între noi, da? Și cu mare dramă mai duc pe lângă el când da? Stă cu echipa, da, mai alerg pe teren, mai... Serios? Păi, la vârsta mea... Ce jucai? Știi cum e, Cătăline? Nu, ce jucam. La vârsta mea, când sună telefonul noaptea, doar roalertul mai e la vârsta asta, știi? Adică... Și... Unde te-a prins revoluția? Ce să zic? Adică ce făceai? Eram la meeting. Da? Da. La meeting, la cum se cheamă, la... În piața la revoluției, CC. La CC... Și după aia am plecat la Eva, în fața magazinului Eva, cu studenții din regie. Dar lucrai la fabrică, erai student, ce făceai? Nu lucram nicăieri. Păi și ce căutai acolo? Băi, te căutam. Adică și ai fost la meeting-ul lui Nica Leon sau lui cum nu, îl chema? Nu. Am fost după în orele după meeting-ul domnului Ceaușescu, care tovarășului. Așa. Împreună cu... Am aflat după aia că era Liga Studenților din regie. Am fost la Eva, în față, înconjurați de trupele USLA, de forțe de miliție și foarte mulți domni în paltoane maro, gri, niște culori terne, făceau poze. Adică ne luau din casă a doua sau a treia zi, bănuiesc. Vorbim de Eva de pe Magheru. La blocul... Eva de pe Magheru, da. Sunt imagini clare. Voi cu arme, noi cu flori. Au fost niște scandări de astea. Mașina miliției care intra în demonstranți și m-am trezit seara cu Emil Dincă, Teodor Mărieș, care mă știe personal și nu mi-am luat nici acum carnetul de revoluționar, pentru că am considerat că nu trebuie să fac revoluția pentru carnetul de revoluționar. Mai exact, cei care au fost la universitate în aprilie sunt cei care au fost revoluția în decembrie. Aceiași oameni. Știi că pe blocul Eva e o placă, pentru că acolo era sediul Junimea și Casa Tudor Maiorescu și acolo Eminescu a citit pentru prima dată Luceafărul. Exact, nu exact în blocul Eva, dar acolo era coincidența strada Mercur. Asta, nu? Da. Pe strada Mercur și... Hai să revenim un pic la sport. De ce toată lumea zice... Dar nu, e fără perie și fără falsă... De ce lumea zice că ești unul dintre cei mai mari specialiști pe fotbalul italian anii 90-2000? Sunt specialist pe limbi străine. Nu vorbesc serios. Fotbal adică italian. Da? Ce înseamnă? De unde nebunia asta? Am experiența anilor 80 în fotbal... muzică. O să fac o paranteză scurtă, da, iartă-mă că am uitat. Deci omul a venit, fiți atenți, Călin a venit cu un carnețel Pop Dictionary. Da? Uite, l-arăt așa. Nu e făcătură, nu e nimic, e o mărcuță 30, da? Sau... Din DDR. Din DDR. Da, DDR. Bun. Da. Pe vremea lui Ceaușescu, da, păi erai chiabur un pic sau ceva, că cine-i putea să-și permită topurile astea? Da, da. El are topul 100 Billboard din USA, da? 1989, 9 septembrie. De zidul nici nu începuse să cadă. Da. Da? Atenție, Right Here Waiting, Richard Marx. Da.
Repeat Offender se chema albumul, da. Da, înnebunit după soția lui care era actriță și turnea exact, un da. Film în Africa, i-a scris asta și i-a trimis-o într-o rolă de casetofon, pe care ea a luat-o și a băgat-o în casetă și a ascultat-o acolo. New Kids on the Block, pe care știm. NKOTB, da. Da, NKOTB. Gloria Estefan, unde Joan Secada i-a fost backing vocals. Ăștia erau atunci. Ia, și ce și tu țineai asta, dar de unde? Aveai revista? Aveam sau de revista? Unde erau astea? Multe ne-am scris de pe... Ce ascult? Nu puteai deci să asculți. De exemplu, în Franța, așa. În 91, eu am plecat în 90, ai uitat să mă întrebi... Păi nu, că stai, că n-am ajuns, că suntem la Revoluție încă. În 91, în Franța... Păi lasă 91, iartă-mă, zi astea, 30 septembrie 89. De Radio unde... Europa Liberă, de la Andrei Voiculescu. Andrei Voiculescu, bună și... seara și bine v-am găsit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră pe Calea Undelor. Bun, perfect. Da. Și tu ascultai... Girl You Know It's True, Milli Vanilli. Milli Vanilli, în da. Septembrie ascultam și făceai topuri. Și făceam topurile și... și văd că eram, ai cu 3 milioane vândute de... Da? Eu. Ei nu, aveau. Ei. Paula Abdul. Paula Abdul, da, da. Polica este născută, ea se trage din Alep, din Siria. Din Siria, da. Da. Ea răboaică un pic, da, da. Da? Unde a ajuns doamna Chiajna. Da. Doamna Chiajna acolo s-a refugiat în Alep. Bun, deci ca să arătăm cu cine stăm de vor. Și alea sunt pe discuri, alea sunt așa. Memorii, alea sunt... 18 februarie 1989 apare producător Michael Crețu, soțul Sandrei. Da, Mihail da? Crețu, da. Ne, Mihăiță, ca să nu... Cris de Burg. Cel mai mare din istoria muzicii românești, recunoscut afară. Tu le scriei, dar trebuia să le auzi de undeva. Eu le auzeam la Europa Liberă. Uitați-vă puțin ce nu. Este aici. Cum deci auzeam la Europa Liberă. Multe sunt greșite și astăzi, pentru că ce eu auzeai? Nu știam. Da. Astăzi îi dai wiki, afli când s-a născut, Julian ce a făcut. Lennon. Da, da, da. Bananarama. Da. Bun. Deci suntem în 1989, trecem în 1990. Da. Și ai plecat spre Franța? Sau unde ai plecat? Am plecat spre... Dar stai că noi am rămas cu... Lucram la aeroport pe vremea aia și, mă rog, bătrânul era pilot și zic, bă, tată, nu vreau să văd și eu lumea asta, că ce mi-aduci tu nu mă interesează. 3 Fanta și 2 Cola și 3 țigări. Și m-am rugat, singura echipă care mai juca în cupele europene era Steaua. Și mai era Duc la Praga, parcă și Montpellier. Și bă, dacă pică cu Duc la Praga, nu mă interesează pe mine așa ceva. Și a picat cu Montpellier. Era 90? 90, pe 24 octombrie, a picat cu Montpellier primul tur acolo, m-am dus la Simpa Turism, 7.800 de lei, 3 salarii pe vremea aia, în care îți dădeau avionul, dus întors, meciul și 30 de franci, care erau 6 dolari, de cheltuială acolo, care însemnau un sandwich jumate, erau pe vremea aia. Și am plecat cu buletinul din țară, atenție, n-am plecat cu pașaport, am plecat pe viză colectivă, da? Cu buletinul, drept pentru care m-am întors în niște condiții drastice după 2 ani de acolo, că nu mai aveam pașaport. Și am ajuns la Montpellier, ploua, am ajuns cu o aeronavă Ilyushin Il-18 cu 4 elice, da? S-a strâns tot aeroportul Montpellier-Frejorg să ne vadă cine a venit cu aeronava aia. Și am ajuns, ne-a preluat un autocar, am stat vreo oră jumate ca să se înțeleagă ce e cu viza colectivă, că mulți aveam pașapoarte, jumate aveau pașapoarte, jumate buletine. Și ne-au zis, bă, cu condiția să veniți înapoi toți. Bine, n-a venit aproape nimeni înapoi. Și după meci, repet, era o ploaie... În afară de faptul, fac o paranteză, în afară de faptul că majoritatea eram dinamoviști în avion. Dar păi ce căutați să vedeți lume. Da. Bun, și era faimosul... perioada aia de haos după Revoluție. Da. Nu mai conta nimic, totul era pe dos. Dar tu de mic, iartă, mai simpatiza cu Dinamo, adică când te-ai lipit de o... Nu.
Mie, de exemplu, în 82 eram leșinat după Craiova, de exemplu, dacă mă întrebi. Am jucat fotbal la Steaua, tot blocul meu de ofițeri superiori erau steliști, toți. Și eu am vrut să fiu un pic diferit, așa. Mi-a plăcut lumea din oraș, l-am cunoscut și pe Nicu Galerie, nu că ar fi fost el din oraș, săracul, Dumnezeu să o rădinească, pe care îl și imit foarte bine. Da? Da, pe Nicu, da. Când s-a dus Jean Grama la el și... Știu multe cu Nicu, am povești mari și cu Giovanni și când i-am zis că a murit săracul și a murise. Da. Și, știu multe cu Nicu. Și când am fost la Gigi Becali, păi dar eu am fost cu el atunci, la Gigi. Când i-a zis că e șeful galeriei lui Steaua. Când a venit Gigi, Nicu a fost la Marriott și a spus că el se ocupă de Galeria Stelei. Da? Și când a coborât, s-a întâlnit pe scări cu domnul Badea, care vine de la Trestien, de cam pe unde stau eu acum, și a zis, Nicule, ce faci aici? Și Gigi l-a întrebat, bă, dar de unde știi? Păi e șeful la mine la galerie. A, am înțeles. Asta e pe bune? Nu, e foarte pe bune, bădică săracu, a murit, că confirma spusele mele. Și mai e o chestie cu Marius Locic. Da. Să nu se uite cu Marius Locic. Care avea o mașină pus, șmecher rău. Nu ne interesează, știm. Da. Avea o agenție de imobiliare la Dorobanți și el credea că noi suntem șefii galeriei lui Steaua. Eu și încă 5-6 inși. Și ne-a pus la meciul cu Southampton să facem un mare banner roșu-albastru și pe care scrie Locic. Și am fost la dânsul birou și a zis, băieți, v-ați mai prăjit odată, vin cu voi să luăm materialele. Bine, frate, nicio problemă. Și am mers aici la Unirea, la, cum se cheamă, lângă Cocora, de unde suntem noi aici, la 2 pași. Dacă nu mai prăjiserăți odată. Mi-a dat niște avansuri, niște arvune. Și... zice, și v-ați dus a așa? A luat material. Și a v-ați zis, dus să luați vopselurile? Nu era nicio vopse, erau baloți de material, da, în 2001 așa. Sau 2002. Și, bine, nivelul foamei noastre era foarte mare pe vremea aia, recunoaștem. Erau vremuri incerte pe vremea aia. Și domnul Locic a plătit personal la domnul de la, cum se chema pe vremea aia, la mercerie, da. Mă rog, cu materiale, metrajul. Era ceva, da. Dantele, da, roșu, albastru, se scrie cu alb Locic. Și după ce a plecat domnul Locic și a plătit, după jumătate de oră ne-am întors la magazin și am spus că a zis domnul Locic că renunță la material pentru încă 5 milioane. Nu. Dăduse 22 de milioane pe vremea aia, da. Că nu se denominase leu. Și ne-a dat 17. Ne-a dat, ții minte și acum, ne-a dat 17 și a fost foarte mulțumit cu vânzătorul. I-a rămas și lui 5 milioane și... Nu mai știi ce s-a întâmplat. Nu, știu foarte bine. Păi și omul n-aștepta să-și vadă în tribună. Cel mai greu a fost când am ajuns la stadion în ziua meciului și zicea să dăm drumul la steag. Și acum zic, bă, ce-i zicem? Și Costel ăsta bădică care a murit la COVID, săracul, o mare băiat, a zis... Nea Mariuse, suntem aici la buticul ăsta unde întoarce tramvaiul, mai bem o bere și venim, ai răbdare. Și a zis, hai bă mai repede, păi ce face? Păi, noi el practic zicea că după ce întindem ăla, șpaga noastră era... noi nu luasem bani practic. El nu știa ce am făcut noi cu ăla. Da. El a zis că ne dă după. Când vede când ăla... Când se vede la întins, lapte și miere. Și s-a terminat povestea că trebuia să-i spunem ceva, zic că ni l-au confiscat jandarmii că avem ceva obscen pe el și să luăm numărul jandarmului după chestia aia. După. Da. Îți dai seama că s-a terminat cu... Nu mai aveai ce să mai spui.
Ce să-i mai spui după aia? Și aia a fost tot. Așa. Niciodată n-am mai călcat pe la domnul Loci. Hai să ne întoarcem, că am rămas cu semnul de carte la 1990 Italia. Adică de unde te-ai apucat tu de fotbalul italian în anii 90? Păi ascultam pe Selena meciurile etapelor. Meciurile din seria din erau, aveam Pronosport pe vremea aia 13 meciuri în, și nu pot să redau cum se auzea și cum e azi. Adică e o diferență. Clar. Ceva de, la noi meciurile, deci toate meciurile în Italia în vremea aia se jucau la aceeași oră, la ora 3, ora Italiei, ora 4, ora României, toată etapa. Da. A și B nu exista cu drepturi de TV. Și luai cu... pronosticul sportiv, desfăceai la mijloc acolo unde aveai exact. 13 și meciuri. Și aflai joi dacă ai câștigat sau nu. După 4 zile. Atâta dura. Întreabă orice parior. Păi da, tu le aflai mai repede ascultând. Nu. Rezultatele, da, rezultatele le aflam, da, într-adevăr. Dar la noi se afișeau câștigurile după 4 zile, pe vremea aia. Păi ce vrei? Na. Da. Bun. Te-ai atașat de vreo echipă atunci? Din Italia? Da, da, Torino. Da. Grande Torino. Torino. Torino, care a luat bătaia seară cu 4-2. Torino. Așa e că a fost cea mai mare echipă din toate timpurile, înainte tragedia de la Superga. Ei sunt cu Superga, nu? Ei sunt, da, da. 49, da. Februarie, da, 49. Da, da. Se întorceau de la un meci cu Benfica Lisabona. Benfica Lisabona. Amical. Care trebuia să fie și un român. Superga, acum e și o marcă de... Scrie pe niște tenis, Superga. Basilica. Da. Sunt... Cu pentru mine sunt... Cu tatălui Salomon Mazzola. L-am prins pe Graziani, da. L-am prins pe Graziani, pe Comi, pe... cum se cheamă? Vierhovod, pe... Pietro. Pietro, da. Echipă de legende. Da, ăștia m-au plăcut mie cu ăștia. Graziani, ăla care a fost la AS Roma? Da, da. Tancredi, Nela, Bonetti, Righetti, Serezo, Falcao, Conti, Graziani, Iorio. Așa, așa. Pruțo. Bun. Da, Tancredi care a apărat pe Ghencea, că am fost la meciul ăla. Sven Göran Eriksson. Da. Și nea Rudi Conrad a făcut iarba și a venit Sven Göran Eriksson. Da, și l-a strigau întrebat... ăștia de la Steaua, că am fost cu ei atunci la meci. Pentru noi, pentru noi, Steaua e în turul 2 și Mascalzone și da. S-a plecat de la Casa Armatei spre Ghencea. Atunci meciul a fost pe la 2, că nu exista nocturnă. În 84, în toamnă a fost, în octombrie parcă. Am chiulit de la școală și am luat o mare bătaie de la mătușa mea, care era profesoară de matematică. Da. Alte vremuri. Da, așa. Bun, e. Și te-ai apucat de Torino. Da. Cine era pe atunci la Torino? 90? Adică Silenții, din Lentini, Martin Vázquez au jucat finala de la Quinta del Buitre. Lecat. Finala Cupei UEFA cu Ajax 2-2 și 0-0. Echipă serioasă. Lentini e la mare care a bătut Rătos, recordurile, da, da. Rătos 12 milioane când a trecut de la Atlanta la Atalanta. La Atlanta. Atlanta, scuze-mă, da, Atlanta, da, la Milan. Da. Dar care a suferit un accident de mașină și s-a cam terminat totul de atunci. Exact, ăla e. Andrea Silenții. Da. Ăștia sunt, da, da. Mare, e grande Torino. Il Toro. Bun, de fapt, locuitorii orașului Torino se păstrează și azi tradiția. Majoritatea, suporterii lui Juventus, nu știu, lumea poate nu știe, vin din Salento, majoritatea, da? Sunt din de la Lecce, de la, cum se cheamă, Altamura, că și aseară aveau bannere cu Altamura ei, înțelegi? Da. Și ăla cu Cea Odino, care e de 50 de ani, da, acolo, da? În rest, Torino sunt granata, adică oră, văd că te-a prins așa, pui suflet. Da, mă... Da, ați mai fost, că acum te întreb, ați mai fost în sensul de... Ați mai fost prin Serie B, nu? Da, hai să nu răscolim. Da. Și ce făceai? Ascultai efectiv etapa la... Cu gâjâiel, cu fășâituri, cu... Se pierdea... Nu, că același lucru făceam și eu 96 cu Primera Diviziune, că aveam românii. Și la fel, răcăisem puțin... Se pierdea grav de tot. Nu ascultai ca lumea. Deci n-aveai continuitate la așa ceva. Răcăisem puțin țeava de calorifer, ca să iei vopseaua, să facă masă. Da. Și puneai acolo antenuța un pic. Da. Că ziceai că e mai înaltă. Și se prindea, mai auzeai, Hică Craiobeanu, că dăduse două goluri. Da. Era inteligibil. La Sociedad. Da. Mai piuia la... Tiri, 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 gol în anueta. Da. Și mai... Era... Erau clipe de groază alea la...
Bă, îți lua sunetul exact când trebuia. Era unul, Sandro Ciotti, care a murit, era Provenzali, bă, legende, Livio Forma, Giulio Delfino. Și tu de ce le ascultai? Doar ca să vezi rezultatele? Eu mi-a plăcut să fiu altfel față de țara asta. Dar zi-ne pe muzică. Bun, deci în timpul ăla tu ascultai Pink Floyd în România anilor? Că oamenii trebuie să înțeleagă acum... Nu. Nu. Pink Floyd era nișă, se cheamă. Da. Pentru o anumită categorie socială. Bun. Ăștia care voiau să epateze, să... Așa? Da. Tu ce ascultai, de exemplu, în 85? În România, rețineți că... Spune exact ce ascultam. Tears for Fears a fost prima mea trupă și Pet Shop Boys. The Pet Shop Boys and Tears Neil for Fears. Neil Tennant, Chris Lowe, Roland Orzabal and Kurt Smith. Bun. Ăștia au fost. Dar la orice ceai, petrecere, în militar, drumul taberei, unde am copilărit, se auzea la geam Fancy, Modern Talking, Sissy Catch, Sabrina, pe care o am și pe Instagram. Michael Jackson, Madonna, că astea erau incluse. Da. Puțin Alphaville și Nițeluș Aha. Alphaville, Aha, mai subțire era, deja muzică elevată aia. Da. Erau, se chema curentul Italo Disco, da, în anii 80. Dan Harrow, n-ai cum să nu știi pe Dan, da, Harrow, Baltimora, da, Tarzan Boy. Da. Astea erau la ceaiuri. Fancy, care era number one. Și tu ascultai Tears for Fears încă... Da, da. Acum, da, e ușor, intri și Everybody descă... wants to rule the world. Da. O ascultam în 85 și aș fi vrut să pun mâna pe unul dintre ei, că așa era pe vremea aia. După ce am constatat că nu e chiar așa... Noi fiind sălbăticiți pe vremea lui Ceaușescu, da, ne-am fi dorit, știi cum era, mă, da, bă, dai seama, să te uitai, vrei să-ți faci pantalonii ca alu ăla, să, da, ai cămașii aia, tricoul ăla, da, să fii ca el un pic. Pe vremea aia, la noi era tragedie. Mă uit și acum pe niște imagini din 89 pe cineclicul ăla de pe Facebook, da, și când am văzut imagini din 89 din București, am oprit instantaneu. Adică nu-ți vine să crezi. Nu-ți vine să crezi. Dar ei au venit vreodată în România? Tears for Fears? Niciodată. Niciodată. Nu, niciodată. Pet Shop Boys au venit, că am fost au venit la sala, am fost, am stat cu ei acolo. Am fost și eu la sala Palatului. La sala Palatului, da. Bun. Bun. Civilizați. Ok. Am stat în front row, am stat, da, lângă ei. Bineînțeles că un domn de la, nu mai spun de unde, mi-a venise Neil Tennant spre mine sus la etajul 1 acolo, mă rog, în fine, și din cauza acelui domn, n-o să-l uit câte zile am, n-am reușit să iau legătura, să vorbesc, să, na, am și un tatuaj cu așa. Ai tatuaj cu Pet Shop Boys? Da, 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 da. Făcut după Revoluție, să nu știi că înainte. Nu, nu, 2006, înainte de Revoluție am scris pe blog și a plătit tata 800 de lei amendă în 86. Ăla era tatuajul. Se poate verifica asta la blog la mine. Și la... ce ai scris? Pet Shop Boys. Ah. Da, și a zis că cheamă miliția, că ce e asta. E... Dar ce era pe atunci, în 86, ce s-a asculta? Adică ce melodie a lui Pet Shop Boys? Care era la Always West on End My... Girls a fost prima și începuse tare Always on My Mind. Aia, și It's a Sin. Astea au fost. Și Heart. But it's Heart. Când am venit în permisie... a doua oară de la Timișoara în 87, era What Have I Done to Deserve This, da, cu Dusty Springfield. Ma. Și, da, vremuri. Și tu ascultai asta, dar de unde le ascultai? Cred că... De unde le-ai Cred că eu de mic ascult posturi străine și mi-a plăcut să fiu un pic... Deci nu că le prinzi, le asculti, că e o diferență, știi? Da. Nu, da, prinzi posturi străine, le asculti. Le ascult. Păi și nu era... Mi-a plăcut... M-am dus spre vest, așa, nu știu de ce. Am avut eu, probabil că taică-mi fiind pilot și venind cu idei de-astea, taică-mi era anti-comunist, anti-orice era. Taică-mi. Anti-sistem, cum anti-orice zici. Era. Ți-aducea nechermane? Aia, mi-a aducea de toate, săracul. Câteodată mă gândesc la el așa cum... Nici măcar pensia aia specială, era murit cu 500 de euro, comandant de aeronavă și locotenent colonel la aviație. Adică, puțin... Da. Să fim Dar reviste de fotbal, de sport?
Aveai din asta, nu știu, da, Orzul. France Football mi-a mai adus un pic. Domn Balon, nu, nu era, da, nu. nu pot să, nu era cu, nu. Nu stăteai la New York, a stat o lună, a venit cu video, cu, da, americani oricum nu era. Unde stătea mai mult nu era de fotbal, era, acolo se cheamă soccer. Ai băgat Arnold, ai băgat tot, da, adică da, le fumai. Da. Da, și mă rugau niște prieteni să le dau aparatul, să plece sâmbătă, că îmi dau nu știu câți bani. Că... Un fel de Cristi Borcea în altă variantă, da, nu? Da, fără butelii, da. Fără, că domnul Cristi Borcea la fel, cu un, da, cu un video, în, nu știu, în apartament, pe acolo punea filme. Da, da. Bun. Pe atunci erai cu vreo echipă din România, nu? Adică nu te-ai apropiat, să-și spun, te-ai dus la Montpellier. Nu Da, te-ai dus la, cu Steaua la Montpellier, 3-0-5-0. 5-0-3-0. Și n-ai mai, ai uitat să mai te întorci. Da, am venit pe un an jumate. Da. Bun. Bă, Cătălina, a fost ceva, n-avea cum să mai vii. Părea că am picat pe Marte, așa era. Ai învățat franceză atunci? Adică bănuiesc că am învățat în 2 ani franceza la perfecție. Deci scris, vorbit, citit, corectez francezii acum. Pe bune? Da. Da. Acum da. Engleza la fel, engleza o vorbesc, engleza aia. Engleza o vorbești de acolo, de la noi, din Tudor Vladimirescu, nu-i problemă. Nu, accentul ăsta nu avea de unde să-l înveți. Ăsta l-am avut eu așa. Ascult muzică din Australia, din Noua Zeelandă, Midnight Oil. Asta fac, eu nu mă uit la televizor niciodată, eu nu mă uit la Canal D, dar eu uite, nu mă uit la... Bun, dar uite, ai unele dintre astea, nu știu pe unde mi le-ai arătat. Cel Budaur am acolo. Uite, ai din astea. Aia adusă de tata din Anglia, în 85, da? Când a apărut primul CD în lumea asta, da? Păi tata, uite ce e aici, că un ce, In Excess. Tipau, da? Tipau, In Excess, clar, In Excess. Tipau e Liverpool, da? Și aici ai tăiat ceva, uite, yeah. Take a look sau ceva, uite. Level 42. Aha. Păi da, ce? Salt and Pepa, ia uite-le. Bravo, Twist and Shout și Push It. Asta este din 85? Da, 84-85. Erau niște oferte în Anglia acolo la... Taică mi-o trăgea mult după video laser, dacă știi. Da. Piloți în general sau... Na, mai erau ăștia, gen Mitică Dragomir, care... învârteau discuri de-astea, laser, și aveai claritate pe prima casetă. Se vedea beton. Revenind la fotbalul, de, în afară de Torino, știai tot ce se mănâncă? În Italia? Da. Da. Era Ascoli, era Cremonese, era Avellino, mare echipă, cu Dirceu. Dirceu. Dirceu a murit într-un accident de mașină. Da. Nu? Dirceu. Fidelis Andria, care făcea tot timpul egal, erau specialiști Andria, pe și X, cum a erau... zice Bradu Banciu, acireale. 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 Como acireale. Como. Tot timpul era derby acireale, Como. Și cum se cheamă? Ternana, care te încurca la Pono Sport aia. Da. Piacenza. Piacenza, echipa italienilor era aia. Fără stranieri. Piacenza, echipa fără ăștia mari, care au fost mari din totdeauna. Mai era și o Verona. Verona, care a punctat bine Giovanni la o emisiune. Uitați-vă la Verona. A luat campionatul în 85. Arătați-mi mie când mai a Verona campionatul. Că așa e. Astea se întâmplă odată în viață. Verona a luat 3-0 alaltă de la Fiorentina acasă, pe Bentegodi. Nu are nicio șansă. Fiorentina era altă echipă mare atunci. Fiorentina a fost echipă mare până acum niște ani. Cu insolvențe, cu ce-au avut cei pe acolo, da. Da, e, a ajuns Biraghi, vedeta echipei, îți dai seama ce e. Biraghi. Cum e la nivel Biraghi, de echipă, bă? Da. În nume de B. Colașinaț la Marseille. Te împiedici de linia de intrare în careu. Cum făcea ciorcerii pe vremuri. Lasă Târgu Mureș, bă. Cum vă să-l ții pe Colașinaț, bă? Și-l ții pe Malinovski, rezervă. Atenție, n-a apucat să tragă un șut Malinovski. Păi n-a apucat, dar
Are un Champions League. Le-au luat înapoi? Nu le-au luat-o. Cu Bernard Tapie, cu alea, nu. E tot al lor, nu? Ce era Liga Campionilor? Ce au câștigat ei? Cupa Campionilor Europeni? A rămas al lor. A luat-o, da. Nu? Nu, cu Waddle și cu Pape. Chris. Ba, e fotbalist. A zis atunci o urieșenie Emil Grădinescu. A prins Pape, mai ții minte, o semi-foarfecă din gălușcă și a dat gol și a zis că a inventat un șut. Eram în Franța, dragă, o prășenie. Erai atunci? Eram. Da. Când anii 90 am stat 5 ani atunci. Stai așa, ai prins Constantinov și astea și tragedia din 93 cu necalificarea la 94, ai prins-o acolo? Da, eram acolo. Da? M-am întors, da. Da. Am prins, cred că acolo am învățat și cu RMC-ul și cu Radio Europa. Stai zile, Radio Monte Carlo și astea, numai da, da, că lumea da. Nu... Radio Monte Carlo care emite de la Paris. Și astăzi este Roland Courbis, Lionel Charbonnier. Charbonnier, cum zice Radu. Acolo sunt, da, ei? Ei sunt, da, în fiecare duminică de la 1:30 au pariurile etapei. E un post rugby cu Moscato Show, da? În fiecare zi, de luni până vineri. Perfecțiuni. Bartoli da. Time. Sport. Și le weekend. Asculți? Da, da. Dar nu tu chiar că ești din altă lume. Adică da, cine, da. Doamne iartă, mă ascultă Radio Monte Carlo în România? Păi, marele geniu Marian Ionescu, cu care da? Am avut onoarea să... Îi mulțumesc pe calea... Liderul Direcției 5. Liderul care m-a scăpat de cancer pe mine, recunosc, îi mulțumesc și acum. De asta e așa un pic, stai că aici nu vreau să te pierd, da, nu e nu ceva... Nu, nu e ceva plăcut, asta e clar, dar cum adică te-a scăpat? Păi, am avut un pic de cancer. Bun, da? Nu e de asta, nu... Așa, și... I-a zis maică-mi atunci că... Dar de unde te știai cu Marian Ionescu? Eu eram în TVR, unde... Intrasem prin maestru Moculescu, care în curând face 86 de ani și mulțumesc. O țin înainte, să-l țină Dumnezeu sănătos. Am avut, bine, examenul la TVR a fost așa, formați propoziții cu iepure, pușcă, vânători. Dar eu având ceva în creier, că da. N-am dus degeaba acolo, da. Dar așa a fost examenul, mă rog. Bă, ascundeți-vă da. Că nu vă caută nimeni, cam da. Așa a fost. Și... Asta era cu Ceaușescu, că era semi-legalist. El era, da. Că da, s-a ascundea și nu, aminte, da. Știi? De ce s-a ascundea, da? Că nu-l căuta nimeni. Și am plecat cu ei sute de concerte ca să uit. L-am întrebat pe doctor dacă se refac tumorile alea, mi-a zis că ca ciupercile după ploaie. Îți dai seama, erau minus 20 de grade afară. Ce viitor vezi tu așa, să zică unul? Bun. Și Marian? M-a luat cu el. Și am trecut peste asta. Au trecut 20 de ani de atunci, 21 aproape. Am 20 de ani când m-am lăsat de fumat. Pe 20 ianuarie am făcut 20 de ani. Ai sărbătorit? Da, am sărbătorit, da. 20 de ani? Da. Adică fumai înainte vârtos? Da, și când beam, fumam, nici nu știam cât fumez. Adică era ceva incomensurabil. Cum era? Aveam 3 țigări da. În scrumieră, nu mai știam. Bun, dar de ce 90-2000? Ți s-a întâmplat ceva în 2000, te-ai scârbit de fotbalul italian sau de ce te-ai pierdut? Sau continuăm? Că Adiț așa a spus, băi, no, omul... 98-99 am plecat de la TVR la Călinescu. Bun. Un la chestiunea zilei? Da, da. Bun. Un geniu. Adică tu ai cât copilărit în ghilie cu Rupiță și cu tot și cu americanul da, și cu... Da, mă, da. Da? Da. Bun. Da. Zine. Da. Mie mi se părea că acolo e maximumul pe care pot să-l ating în România, în mass media românească. Bun gust, cultură, bă, Călinescu era genul de om pe care îți doreai să pui mâna, să-l atingi. Da. Hai să fim serioși. Când am intrat cu el în Mega Imagine 2000, toată lumea venea cu hârtii să le dea autografe. Deci era ceva... Dădea 500 de milioane la Revelion, făcea emisiune, avea night show, geniu. Late night. Da. Și toată gașca aia da, da, crescută da, prin da, jur. Da, da. Și mi-am dorit să ajung acolo, am ajuns și păcat că s-a terminat dintr-o dată,
2000, în toamnă s-a terminat, a fost, mă rog, cu sârbu, cu, da, au fost chestiile alea, nu uit un detaliu. Și de ce atunci să termină? Din momentul ăla noi mai, nu ți-a mai făcut fotbalul italian? Sau? Nu, dar... N-ai cum să... N-ai cum să-l abandonezi așa. Nu, dar nici nu pot să... Mă preocupa mai mult situația profesională, materială, decât nu mai eram așa actia după... în continuu am ascultat, era Fabio Fazio la Rai 2, după aia a venit doamna asta, de sunt amic cu ea pe Instagram, Simona Ventura. Și aveau Quelli che il calcio. Da. Era emisiune de divertisment în studio și când se dădea gol, băgau radio. Pentru care că n-aveau drepturile TV. Da, radio e... În Italia este locul 1 în lume, nu există comentatori mai buni decât italienii la radio, mai ales la fotbal. Atenție, atenție, Radopio de la Juventus, Radopio del Parma, și ce echipe aveau. Și... Niște domnițe interesante erau. Valeria Marini era pe vremea aia care... Acum fie vorba între noi. Mulichi semina la curs după aia. Unchiul nostru debutase, Tiziano? Era ăsta cu Milano. Cu mustață, cum îl cheamă? Tiziano, nu Crueli, Crudeli, cum îl cheamă? Nu-mi scapă ăla. Ăla, Tiziano. Nu știi, cu mustăcioară. Are țip acum, în continuu. Milan, Milan, Milan! Da, da. Milan, da! Da. Fabio Fazio ăla era fanul Sampdoriei, care prezenta Quelli che il calcio. Sampdoria, frate. Sampdoria, anul ăsta se pare că a luat drumul... B-ului. Și culmea, din Liguria, deci din regiunea Liguria, se pare că o să rămână Spezia. Îți dai seama, Spezia, la Spezia, rămâne și Genoa și Sampdoria, riscă să fie în B amândouă, riscă. Genoa stă bine. E alu Bursucu, nu? Unde a jucat Dan Petrescu. Da, da. Cu Scucravi. Da. Genoa a fost. De a jucat Steaua cu ei. Și Dinamo, pe amândouă, le-a măturat în două meciuri. Cu Bogdan Bucur. Da. Genoa. Genoa. O, Grifon. Aguilera era. Da. Aguilera. Aguilera. Grifonul genovez. Grifonul genovez. Și Sampdoria, frații noștri de la Marseille. Aia sunt frații lui. Deci jucau cu RG pe piept. Da. Albastru. Fonola, RG și Tamoil. Tamoil. Da. Capa și Asix erau sponsorii tehnici. Preluat după aia de Juve. Da. Cu Tamoil. Da. Da. Ei aveau reclame. Bine, și noi, dacă stăm să ne aducem aminte, că și Dinamo jucă cu Sani Plas, cu, știu, Sani Flor. Dinamo și... totdeauna a avut echipamente foarte interesante. Dinamo a jucat tot timpul cu Puma, cu N2, pe vremea Ceaușescu, a jucat cu Diadora, a jucat cu Hummel, față de Hummel. Hummel, ce mare marcă, da, daneză. Da. Real Madrid. Real Madrid, când avea o Taisa, da, a fost, cum se cheamă, Everton, bine, Everton acum care e echipa mea de suflet în Anglia. Da. Da. Cum se cheamă? Hummel. Hummel, n-am înțeles niciodată cum au reușit Adidas să-i dea la o parte de la Naționala Danemarcei. Știu, știu. Culmea. Dar doar, și Puma, dar nu de la amândouă, numai băieții mi se pare. Fetele joacă în continuare. Păi nu. Fotbal vorbesc. Ah, credeam la că, fotbal. Nu, că și la handbal i-a dat. Și la handbal i-a dat. La handbal i-a dat și Puma. Da, da. 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 Bă, Hummel e simbolul Danemarcei, da, mă. Da, da. Bă, când vezi V-urile alea, s-a terminat. Da. Vezi Danemarca acolo. Ați avut în față la Dinamo magazin. Știu. Magazinul. Știu. Eram topi după Baumit ei. Atunci era, da. Da, eram topi da, după da, ei. Da. Și mă duceam acolo la lângă casa foarte de bilete, mișto, în partea foarte înaltă. Mișto. Da, da. Calitate. Da, da, da. Au și prețuri mai mari. Da. Bun, deci până ai dus-o până în 2000 cu... Deci acum mai ții legătura cu fotbalul italian? Non-stop acum. Da? Da, acum da. Acum dacă sunt și pariurile astea... Ți-e mai ușor, adică acum pe telefon, pe astea? Mai sau asculti în continuare? Păi, mai am un telefon acasă cuplat la o stație Sony care îmi dă în boxe zi de zi. Ce vreau să... Dar ești bolnav cu fotbalul? Adică ratezi meciuri din Champions League? Te mai uiți la astea sau așa nu, când... Nu, Champions League nu prea mă uit, dar nu ratez, de exemplu, aseară Cosenza Regina. Deci nu ratez așa ceva. Dar pe mine nu mă prinzi cu Bayern München cu PSG
Sau cum zice Ioana Cosma, PSG. Nu Ioana, e PSG, ca să știi. Și poți să corectezi mulți de la Digi. Deci e PSG? Da, păi PSG înseamnă S în franceză e C-ul, adică PCG. Nu, ori spui PSG, cum spun Bruxelles, deci în franceză e Bruxelles și în flamandă e Bruxelles. Nu există Bruxelles, nu există. X-ul ăla e în flamandă, e S, înțelegi? Zicea Radu că te duci în Grecia. Păi te duci, mă, că e sărac. Că dacă aveai bani, te duceai în Spania. La Marbella, a? Sau la Madeira, în Portugalia, bă. Dar te duci la Tasos, că e all inclusiv, bă, mai înțeles? Sau în Antalya te duci, bă. Apropo, am uitat să spun, când am venit în București, am stat lângă Mihai Bravo. Bă, stația de metrou unde, de unde nu urcă și nu coboară nimeni niciodată. Acolo am stat, ca să da? Știi. Da. La Mihai Bravo? La Mihai Bravo. Păi de ce nu urcă? Da. Acum gata, e... Bă, nu urca nimeni pe vremea aia, bă. La abator. Prișene, bă. La abator. Da. Ai jos, la abator un pic. La Vitan. Bun, de Dinamo când te-ai apucat? Serios. Mai ții minte primul meci? La care te-ai dus la... Bă, cu Hamburg m-am dus. Când am ars ziarele Sportul atunci. Alea erau torțele noastre, ziarele Sportul. Hamburg care era deținătoare care, de... După Revoluție, trebuiau desființate amândouă. Și Steaua și Dinamo. Da? Care au luat jucători cu japca de la toți. Inclusiv de la ASA Târgu Mureș, bă. Da, Hainal și Fazekas, bă. Înțelegi ce spun, nu? Deci te-ai dus în 80 și te-ai dus cu la Hamburg. Nu m-am dus. Nu, am primul la meci. La meci. Păi unde să te duci pe vremea aia, că te lua miliția. Da. Da, la meci. 3-0. A dat Gigi Mulțumescu de la centru. Să-l nari. Deținător de Champions League, de Liga Campionilor, cum erau atunci. Da. Îi pârliseră pe Liverpool. Hai sau să spun ce? Ceva. A luat Steaua Cupa Campionilor. Hai, uite, ca să faci, fac o parada. Vrei să nu vrăjbești pe careva. Un anacolut se cheamă, da? Cum zice CTP. Bun. Fac o paranteză, dar am țin ideea. Da, o păstrăm aici okay. Undeva. Fii atent. În 85 câștigă Juventus Cupa Campionilor. 29 mai. Așa. Okay. Hazel. Bon. Sau Heysel. Da, Heysel. Boniek. Belge. Boniek. Ok. Anul următor, ce se întâmplă? Sunt suspendate. Joacă în Cupa Campionilor, Verona campioana Italiei și cu Juventus, deținătoarea cupei, juca tot așa. Da. Așa, ok. Și echipele britanice, englezești, că nu vorbim aici de Kilmarnock sau da. De St. Mirren din Scoția, da? Vorbim da. De astea britanice. Wrexham. Wrexham. Așa. Sau Linfield sau Glentoran. Glentoran Belfast. Așa. Ce fac? Pică Verona cu Juventus în Cupa Campionilor. Englezii nu mai au nicio echipă. Câștigă Everton campionatul în 85 și trebuia să joace în cupele europene. Bă, nu mai joacă. Că erau interziși 5 ani. Păi și e vina Stelei? Nu e, nu, stai puțin. Și vine turul 1 și joacă doamna Steaua. N-am nimic cu ei, că mă nu-i trag vrăjbi. Și eu de acolo. Nu, da, nu, mamă, că nu-s de ăsta. Sunt hater, sunt full-time hater, dar nu acum. Și joacă Steaua cu Vaile Ball Club, care acum e în Liga a doua daneză, pe locul 1, da? Prinde da. Play-off-ul ăla de 1-6. Joacă turul 2. Păi cu... stai că la Baile la un băiat, Alan Simonsen, Balon de Aur. Bun, bine. Bun. Joacă în turul 2 cu Honved Budapest, da? Nici ca nimeni de altfel, locul 11, locul 9 din 10 acum în Ungaria, da? În prima ligă. Păi eu compar după 35 de ani? Nu, ca să vedem unde au ajuns. Și cu Sisi Lahti, care înseamnă 69, cu Sisi se traduce în finlandeză, da? 69 Lahti,
0-0 și 1-0. Atenție, strâns. E Liga a patra acum în Finlanda. Cu UCC. Hai că și Victoria jucase cu Turun Paloseura Turcu. Ma. Urma să joace. E greu să pronunți. Hai. Bun. Așa. Hey, și acum, și acum spune și mie. De te prind joacă, joacă Verona da. Joacă cu Juventus. Da. Bă, care Verona... Dar câte echipe puteau să joace din Anglia? De tot spuneți că... Una. Băi, păi și atunci? Na, da. Cum o scoate Anderlecht. Verona joacă cu Juventus. Steaua joacă cu Honved. Mai Juventus n-a putut trece de Ceahlău. Și de Oțelul. Bine, acum... Ce să spun... Domnul Ianițoaie, dumneavoastră a spus de mine că au venit cu echipa de dansuri. Dar sunt să vă reamintesc că Juventus în 99, da? Și să nu se uite că i-am scos pe Mallorca acolo înainte, da? Păi și tot cu echipa lui de dansuri. Lui Saragonis, nu că a jucat cu Isa ăla din ea, da golul. Și mie nu convine să faceți miș, tot de Ceahlău, când eu bag bani de 15 ani acolo. Două secunde. Deci era așa, titlul... Eu am jucat cu Lefter în poartă, Atomulesi, Domșa, Pierză și Costel Ilie, Mișu Ionescu, Ovidiu Marc, Nemțanu și Scânteie, da? Da. Și am făcut 1-1, și după aia la Cesena, după o săptămână, că era Inter Toto, da? Era vară, am făcut 0-0. Ce echipă faci? Uitați-mă în da. Arhivele fotbalului. Și spuneți-mi Juventus când a făcut 1-1 și 0-0, că bătea tot, nu? Păi cum bătea tot? Că Oțelul i-a curentat. Sunteți malițios aici, domnul președinte. Păi nu i-a curentat? Bun, după aia a curentat și Juventus, da. Miții a prins Profir? Hm? Și cu Chebac? Era Ferrara pe fund, Tudor, Ciro, care e antrenorul lui Marseille. Da. România, Igor Tudor. Marc Iuliano, Pierota, Tachinardi și Pesotto. Bun, ăsta s-a aruncat și de la balcon. Știu. Păi, e vina mea. Nu, păi. Corect. Și uitați-vă un pic. Aveam așa, pe Câmpeanu, era Hizu antrenor. Da. Atomulesi Alistar, da, că au scris a doua zi All Star Game, adică da, făceau Alistar, așa o analogie da. Cu Alistar. Angelo. Grozavu, ultimul meci la noi, da? Da. Pierjă, înainte să plece la Rapid. Marc, Mișu Ionescu, Costel Ilie, Pantazi, care luase bani de la Cămătari și a rămas în Italia. Că nu s-a mai întors. Deci n-ați putut interveni? Și scânte... I-a zis, spune mă, cine mă, luase de la unul Mararu și urmărea ăla. Și acum n-a mai venit. A rămas acolo. Și Costel Enache, în atac. Și a scânte gol. Știu că atunci le-am dat primii mari de tot... Mergea și afacerile, nu eram cu păi Bieciu Domnesc. Și de ce vă zicea Kosovo acolo? Că toate echipele care veneau ce au iar mergem în Kosovo să jucăm? Da, într-adevăr. Domnul Ionițoaia a popularizat termenul de Kosovo. Că dânsul a uitat să spună la presă, da? Și domnul Vochin, și domnul Tolontan, da? Și Gian Bașu, a uitat să spună că mie acasă îmi dădeau toate ciurucurile de arbitri, da? Și în deplasare mă arbitrau numai UEFA toți, da? Porumboiul și... Și câte penaltiuri și câte faze controversate și puneți faza încă o dată, nu știți la procesul da. Etapei. Era poate să fie imprudență, poate să fie forță disproporționată și poate să fie intenții, nu? Și nu îmi dădea penalti. Hileșteanu, nu știu, e cu sportul. Chelios. Vreau să vă spun ceva. Există o maximă la noi care spune că ceea ce nu te omoară te întărește. Te întărește. Vreau să vă spun cu sinceritate
că la Beciu Domnesc, ceea ce nu te întărește, te moai. Da? Și am spus la domnii procurori că o să colaborez, pentru că mie nu-mi convine unii să bea șampanie cristal și eu să stau la Beciu Domnesc. Corect și asta. Oreș, după ce ați făcut, ce ați făcut cu Juventus, vorba aia. Și cu Elena Udrea și cu... Da. Acum... Da, uite că Juventus nu prea a avut sorți de izbândă pe pământ românesc aici, pe între gheauri. Păi nu a avut, plus că noi aveam și folcloristii. Din ea dat chivulete în primire, atunci nu o să-l uit pe el, câte zile. Cum mă să spui tu de mine, mă, că folclor? Da, ți-e dor de penalti acum pe bune, Căline? De personaj? Mi-e dor de toți. Abia așteptam să înceapă procesul etapei. Era album duminical Reloaded. Era ceva ce apărea. Ori Giovanni, ori... Eu nu beau cu oricine. Eu nu mă bag în seamă cu oricine. Cum aș fi, păi, o Cătăline? Cine, da? Cum să mă bag eu? Cu toți. Păi mai sunt eu Giovanni, păi, milionarul, șmenarul. Cu Băruță și cu Capato, să văd. Da. Corect. Mie mi-e dor de toți. Și de Marian Iancu și de... Să-mi spună domnul Mimi Stoica, dacă este homosexual. Deci n-ai cum, mi-e dor, toți. Campionatul în care toți au fost arestați. Tu îți dai seama ce a fost aici? Da. Toți. Uită-te la FCSB, patron, manager, antrenor, șef de galerie. Toți pușcăriași. Bă, incredibil, m-am uitat în Europa. Zic, bă, hai să mă uit și eu să... Că, știu, Freiburg, Christian Streich, din 2011, antrenor. Wenger, mai așa. 11 ani, antrenor la Freiburg. Și Simeone. Ah, ok. Simeone. Da. Și cu rezultate grave ăla, da. Da, într-adevăr. Ciolito are și el. Ciolito decembrie, are, da, decembrie are, 2010. Da, 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 da. Bate. Bă. Și acolo numai un cutremur din ăla imens, imens, imens. Adică... L-am luat și eu pe Magiun, dar... Bă, n-a fost să fie, mă, când mergea. Magiun, un antrenor, Magiun, un personaj. Bun, bun. Mă, pe Magiun, nu trebuie să-l întreb de tactică și de... Bă, ți-l ai priț, da. Ai condiția să te iau la ceahlău. Dacă ți-l ai priț, ăla e. Hai că și la Dinamo au fost niște găști imense. Din toate timpurile vorbesc, adică pornind ce, de la... Ce, cititori? De, da. Gravi? Da. Păi știu eu, clar, îți spun eu, Meri Dragnea, Custov, Augustin, deci n-aveai cum, dar să stai la masă. Dar cred că poți te duci un pic mai înainte cu mopsul, ba, și cu, da, mai jos grei, un pic, nu, să cobori. Grei, da. Grei. Dar am văzut până Aiene sau cine a fost un material în evenimentul zilei și a zis, voi spuneți de Semeghin că este cel mai mare, păi voi mă jigniți, mă. Băi, oameni buni, voi vă jigniți. Nu, a zis Dănuț Lupu, de curând, am văzut-o eu pe asta, a zis, eu nu intru nici în top 200 antrenori români. Bă, tu îți dai seama ce e în țara asta? Deci se ceartă care e mai în față, adică... Da. Păi, e... Bă, să spui că... Nu intru în top 200. La 90 la, 90 la Revoluție, na, Iliescu nu uita nici din amul te vrea, 94, 95, am început să... revenisem în țară și... Am început să merg cu băieții, că mi s-au părut mai spălați față de alții, erau altă lume, era oraș, lume de oraș, lume de oraș era la Dinamo, erau alții, alte aspirații, așteptau alte trenuri, erau alte... Tot timpul s-a spus că sloganurile și tot ceea ce era scris pe alea erau mai altfel, mult mai totdeauna, deștepte. Totdeauna. Și au ajutat și culorile alea, roșu-albul ăla. Toate echipele mari au roșu-alb, dacă ai observat. Ajax, Feyenoord, Bayern, Arsenal, Arsenal, Atletico de Madrid. Si. În Italia mai puțin. În Italia echipele secundare au roșu-alb, gen Ancona, Piacenza. Ancona. Ancona, Piacenza. Cătălina, no. Vicenza. Vicenza, la nerozi, Vicenza, roz, da. Apropo de topuri, care e cea mai mare bucurie trăită pe stadion? Așa, la repezeală, știi, domnule, am fost,
Nu la repezeală am acum din octombrie, m-am simțit ca un as la Perugia, am făcut poză cu prietenul meu Sorin de la poliția Mihăilești, șeful poliției. Nu, 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 ziceam pe stadioane cu Dinamo. Adică, a, cu Dinamo. Da, să fi zis, domnule, m-am dus acasă, m-am culcat fericit. Dar realmente fericit, adică nu... Mă, realmente am la memorie astăzi pe Facebook, când i-am bătut pe VCSB acum fix niște ani, 6 ani, în 2017, azi. I-am bătut, era contra... Guriță. Da, o un fel de nei ca nimeni de altfel în fotbal. Genul de antrenor care pleacă mâine în Arabia Saudită, de exemplu. Sau în Turcia. Un campionat care nu contează. Atenție! Cum e, bă, să antrenezi Karagümrükspor sau Kecsőrengücsű? Bă, n-ai cum așa ce. Da, dacă jucător. Sau Cămiloiu la Al. Ce urmează? Ahli, Hilal, Halal. Jucător imens. Bun, că nu-l ținea nici Atleticul degeaba. Alaves a prins finală de cupă. Cu Liverpool. Da. Cu Liverpool. Da, 4-3. Molina, 99. Molina, Santi Solosabal. Da. Aghilera, Toni Lopez, Snyder. Alaves, echipă un fel Atletico de fece mioveni. Ar fi ce semioveni Alaves. Alavesul cu Javi Moreno, cu ea, da. Și după aia cu la Atletico a mai prins el în... Tu ești mai pe Spania, așa, de nu. Ba da. Ai prins Crăvcenic? Ucnat fir nu... Ai fost da, acolo? Da, 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 da. Ai cea mai mare durere? Sau? Felag, Polonia, Varșovia. Au urmat niște rușini groaznice, dar după aia în 2005, 2004, 2003 a să bați CSKA Moscova, Leverkusen. Un Everton. Da, nu e Everton. Nu, am zis un Everton. A, un Everton. Un Everton. Nu, că ăștia cu cormorani, ăștia nu, Everton nu, și nu, glumele. Nu, 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 am zis un Everton. Nu, da, nu. Everton e echipă care păi, n-a retrogradat niciodată în Premier League, deci de 92, de când s-a înființat. Da. Sunt 6 echipe care n-au picat. Everton e una dintre ele. Adică Arsenal, cum se cheamă? City, Liverpool. Nu, 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 City a căzut. Nu, nu, nu e în alea 6. Arsenal, Tottenham, Liverpool. La Liverpool, United? În orice pub intri, când am fost cu Călinescu în 2007, de exemplu, și după aia am fost și singur. Nu există pub în care să intri să nu te întrebe which team they support. Deci, m-a văzut străin, aveam fular cu Dinamo eu pe mine atunci și am făcut schimb cu unii de la Liga. Și ce trebuia să răspuns ca să piși pe subiect? Bă, ei nu se bat între ei. E printre puținele orașe în care ei nu se bat. Deci, fanii... deci tu intri în pub și el te întreabă și tu poți să răspunzi. La și Glasgow, la Glasgow, la Glasgow. Dacă te duci într-un pub ciudat, catolic, dar lui Celtic... Te tundă ea? Te tund, da, da. Invers, la fel. Da. When I was young, I had no sense. I bought a flute for 50 pence. The only thing that I could play was fuck the Pope and the IRA. Asta cântau pe stadion ăștia, da. De la Rangers. Glasgow. Cum a zis Dan Petrescu, că a jucat cu Randers din Danemarca. Nu mă, a jucat cu Randers, nu e niciun Randers, da. Dar mă rog. Rangers e una și Randers e una. Alta. La Liverpool sunt... Tata are tricou roșu, copil, bă, văzute live acolo. Dar vor să bată la pe teren. Ei nu se bat. Nu există bătaie în oraș. Nu există. În schimb, la Liverpool, dacă vii cu Man United, cu un tricou, nu pleci de acolo, mai ales în ziua meciului, că n-ai cum să intri în oraș. Păi nu se suise amărâstul ăla în mașină și s-a dus pe M60 sau pe cât s-a dus el portarul, Chelios, Barthez și n-a nimerit-o la... Da, da, da. Și azi că el caută un stadion și a zis la Liverpool. Da, el unde da, era? Era da. La United a fost, nu? Sau la... Nu, la... Barthez unde a fost în poartă? Mă rog, și nu le-a potrivit. Da. Știi și că el a zis că merge 60 de kilometri, azi că a mers un pic mai mult și când m-am dat jos a zis aici am antrenament. Da. Și au zis ăia, băi, n-ai nimerit o suite repede? Nu, acolo e pericol la Liverpool. No.
Eu i-am văzut, iar în puburi eu le-am dus palincă, le-am mințit cu brânză în coajă de brad, cu păcăleri, cu slăninuțe, cu... Da. Și? Și mi-am făcut prieteni la Hanover Hotel, acolo unde am stat. Te trezești cu belgi la masă primite, nu știu, polonezi acolo. Da, a fost super. Da, afară ai echipe pe care să le iubești, deci Torino e Torino. Și din astea... În Germania, de exemplu, sunt mare fan FC Kaiserslautern. Mare fan. Aia sunt preferații mei din Germania. Da. Sper să facă pasul anul ăsta, că îi aștept de tot le țin cu Fritz Walter. Fritz, am fost pe Fritz Walter. Deci este stadionul de 40.000 de spectatori, da? Orașul are un pic mai mult și nu sunt bilete la meci. Deci atenție, acolo este ceva... Deci acolo nu există bilet la meci. Este full stadionul. Stadionul este într-o zonă americană, de fapt, că acolo nu e Germania, e United States. E Charlie, Checkpoint Charlie acolo. Checkpoint Charlie este Rammstein peste drum, da? Baza cea mai mare de acolo. Sunt numai baze americane în Kaiserslautern. Jumate din semne sunt cu aparatul de foto tăiat, da. Așa? UM0. Este de vis. Și un orășel cu minte, așa. Dar pe stadion e, m-am uitat și acum că i-au bătut pe Fürth cu 3-1. Băi, n-ai cum să înțelegi ce e acolo. E stare de spirit. Sunt 47.000 de spectatori la meci și Liga 3-a. Tot așa au fost. I-au promovat la baraj cu Dinamo Dresda. Și uite, alea care au promovat direct, Braunschweig-ul și, cum se cheamă, Magdeburg, au împreună cât, aproape câte puncte are Kaiserslautern acum. Asta e echipă. Spania iubești pe careva? Da. Adică așa, să simpatizezi. Da, da. Da, am o echipă în Spania pe care o simpatizez, se cheamă Espanyol Barcelona. Pe bune? Da, da, aia e echipă. Los Pericos? Da, ăia îmi plac. Dar Der îmi plac ea, da. Dar de ce? Ai așa Nu, eu nu sunt fan echipelor mari. Deci eu nu sunt fan. Când mi-a plăcut mie Bayern, era Ceaușescu președinte. Adică și dacă îți plăcea Bayern, ce faci? Ieși în fața blocului și mai departe Bayern. Ce strigai? Bă, bă, pentru mine fanii sunt Perugia, echipe de-astea. Uite, văd că ai din asta cu... Ai tricou cu Perugia. Perugia, da, ăsta e de la Perugia, în octombrie. Da, un amor senza fine. Da, da, da. O echipă superbă, cu suporteri incredibili, ce am văzut acolo. Un președinte, l-am cunoscut fără să vreau și am făcut poză cu el, am așa. Da? Da, Santo Padre îl cheamă, pare un pic mafiot, așa. Păi, da. Așa? Să ții o echipă din B din Italia, trebuie să fii un pic mafiot. Și au muzeul în spatele barului și să nu zici ceva de Ternana, că iei foc acolo. Atât. În rest, totul e ok. Și din Franța, că uite, ne-ai adus, ai un... Asta cu, ai zis că e un autograf pe undeva. Da, de la Giroud. Aici. Da, după meciul, da, de la Marseille din aprilie 2012. A doua zi după meci am fost în Antigona, acolo unde fac ei antrenamentul. Tu vorbești de golul băiatului care nu s-a mai pus? Care sau gol? Al lui Dinamo sau de care meci vorbești tu? Nu, Marseille cu Montpellier. Montpellier, am crezut că vorbești de Dinamo cu Marsilia. Nu. Ăla a fost în 2006. Montpellier era U sau cum era? Era U. Euro este departamentul. Am înțeles, departamentele în Franța sunt pe cifre. Da. La numărul auto, dacă ai observat, în spate, pe vremuri, erau cifre. Da. De la 01 la 95. Acum, cu numerotația nouă, numerele sunt așa. Literă, nu știu ce. Și în capăt de tot, unde e F-ul ăla, scrie 34, 33... De exemplu, 33 e Gironde, unde e Bordeaux. Da. 34 este Euro, Herault, ăsta e Montpellier. Da, Montpellier, da. Da. Gar, G-A-R-D, da. Este 26, cum se cheamă, e 30, Nîmes, de exemplu. Nîmes. Da, pentru neavizat. Casă. Da. Marseille, Bouches-du-Rhône, Le 13, adică, da?
Dar aici cu cine ești în Franța? Unde? Cu cine ții? Cu cine simpatizezi? Simpatizez. Evident că trebuie să simpatizezi eu cu o echipă. Bă, în Franța cu Montpellier, că am stat ani de zile și mi-au dat o, cum zic românii, bă, mi-au dat o pâine. Pâine, că altceva. Era bună pâine? Ce să-ți dea pâine? Era bună pâine? Mi-au dat un baguette, mi-au dat. Un baguette. Oui. E bucu de croissant. Tu ziceai că știi să gătești bine, nu? Da, da. Da, e una din pasiunile mele. Eu am ajuns la una dintre cele mai mari, la unul dintre cele mai mari restaurante din lume, recomandat de un doctor în 91, după ce am fost la Ocean, mă rog, am avut o poveste așa, la legume, frie legume, plecat de la Otopeni pe 2300 de lei, 20 de dolari, la 5400 de franci, le smic, salariu minim, 1000 de dolari. Și evident că comparații sunt de prisos, că 1000 de dolari acolo nu erau, da, aveau ce legătură cu fapt, veneai aici cu 1000 de dolari, dar n-aveai ce să iei aici, adică erai, da, bogatul sărac. E, am ajuns la Paul Bocuse la Lyon în 92, dus de un doctor, m-a recomandat ca să spăl vase acolo. Deci atenție, să nu cumva să crezi că am ajutat vreun bucătar. Eu furam meserie de la ei. Eu atunci am văzut broccoli, deci eu nu îmi imaginam că din ce spăl eu și fac legume și ia fac mâncare. Nu, niciodată. Nu, eu eram cu cartofi prăjiți, cel ceafă, mult, porc, n-avea nicio treabă cu ce făceau ăia acolo. Dar, repet, gastronomia asta franceză are niște ascunzișuri de-astea, farfurile alea desenate, pictate. Acum văd că ascultam ieri la RMC câte stele Michelin au retras la restaurante. Adică probabil au pus porția prea mare, cred. Și s-au speriat. Bă, Paul Bocuse între timp a murit, da, cu da, 3-4 ani. Da. El măcar făcea lupul ăla de mare în aluat, în o rețetă genială, cu ficat, cu verdețuri băgat în burtă. Bă, da. Sunt restaurante în Franța unde termin masa la patiserie. Dar nu te duci la patiserie, ești terminat. Eu nu te-ai completat, cum se zice. Și atenție, să nu cumva vreodată în Franța să puneți apă gazoasă în vin. Sau cum spun chelnerii români, apă minerală. Bă, poștilor, apa minerală e de două feluri, plată sau gazoasă, da? Să nu puneți apă gazoasă în vin, că vine unul, un terchea berchea fără ocupație, se cheamă sommelier, da? Și ți explică ăla că ce vin, c'est dégueulasse ce que vous faites. Da, bă, da, eu îți dau banii, bă, sommelierule. Bine, nici nu plăteam eu atunci, era invitat. Și m-a văzut că pun apă în vin, că el mi-a pus într-un pahar lângă. Și am luat încă o sticlă și am pus vin, apă în ea și a nebunit, nici n-am mai venit la masă. Da? Da, este... Te-ai atașat de muzica franceză? Sau ai vreun preferat? Bă, singura muzică franceză, Cătăline, care îmi place, e din Quebec, se cheamă Milen Farmer. Da, am auzit. Francezii se dau ca ar fi... Aia e una dintre ele. Ei se dau că ar fi a lor așa. Ei n-au. Muzica e de trei feluri în lume. Bună, proastă și franțuzească. Da, n-au. Dar Milen Farmer e chebecoază? E din Pierrefonds, se cheamă, care aparține de Quebec. Sunt minus 19 grade acum, dacă vrei să știi, acolo. Știu că va veni primăvara și la ei prin mai. Și să faci minus 9, probabil. Da, da. Nu, feels like minus 23. Mâine maxim mai minus 9, că eu i-am aici, eu i-am, da? Că am avut niște prieteni cu care m-am certat și le tot trimiteam în derâdere așa, zic, bă, iar s-a încălzit, mă, la voi, s-a de la minus 23 la minus 9. Bun, înțelegi? Deci Milen Farmer? Milen Farmer. Farmer. Nu face greșeala de la Digi cu l'imbécile de Strasbourg. Bă, G-ul ăla nu-l pronunți nici la Angers. Angers. Angers,
e ultima echipă clasată la ei. Da. Nu există Anjer. Anjer e păi mama lui. Milan de ce e? Milan Farmer. Nu, Milan Farmer. Nu. Râul e, e destul de moale. Și atât? Nu te-ai mai lipit de nicio... Nu știu de... Bă, nu, n-ai de ce. De Johnny Holiday, de ăștia, de... No. Nu? Vrei să sari de la cocorul de la 4? Bă, direct? N-am înțeles. No. Gata, întreb. Nu, no. N-ai cum să asculti. De exemplu, Noel Gallagher, cum pronunță el, sau... sau Britpop. Și să asculți franțuzești. N-ai cum, nu există motive. Tu ai rămas cu Britpop-ul? Da. New Wave cu astea sau cu Fun, British da, Simple? Da, la multe. Da? Simple Minds. Da. Atenție, nu Simple Minds. Da, Minds. I'm Gene Kerr from Simple Minds. Ăștia sunt... Ăștia mi-au intrat mie la inimă. Zici că mergi și cu Depeche. Când la karaoke... Da? Da, o să ai ocazia să mă vezi... Sunt forță la karaoke. Pe Depeche? Da. Păi și cine mai pune karaoke în România cu Depeche? Sunt? Păi cum, la pache. Da? Da. Ți alegi tu, pache, îți spui. Da, spui ce piesă vrei, Pink Floyd. N-are vreo șerpărie românească, da? Sau manele, nu? Da? Am înțeles. Proianti, manele, nu există așa ceva. Ai venit și cu niște pozuțe, n-ai venit cu mâna goală. Câteva. Câteva? Hai, putem să le vedem? Yeah. Da, să ni le descrii, să ne spui care cine e pe acolo. Ia uite. A, Florin Călinescu. Ăsta ești tu? Da. Păi când, de ce? Ca și-a urât acum? Nu, dar când? 99. Cu Florin Călinescu. Mm-hmm. Ia uite-l. Era as, era... E geniu, e... Na, e doxă, e... Hai să mai vedem. Da, Horia Moculescu. Uite-o pe maica mea. Ia uite-o pe maica mea, 98. Și tu ești cu ochelarii aia de șmecher așa? De țăran, da. Mamă, Horia Moculescu, tânăr. Da, uite-o și pe mine la 22 de ani. Ia uite, tată. Patiserie, 21 aveam aici. Verde. Le ai și cu patiseria? Adică faci... Mă enervează mizeria de la făină. Cade. Așa la altul îi fac, știi? Că e... Dar eu personal nu. Nu. La mine în casă? Nicio. A, Goran Bregovici. La chestiunea zilei. Da. În 99. 2000. În 2000 asta. Ma. Da, și cum Mihai Lărdulescu, mai... Direcția 5. Ia uite. Băi, băiatule. 2002. La Revelionul 2002. Uite-te. Cristi, ce Cristi, tinerele. Tete. Marius Cheșeri. Da. Și eu în costum, hai. Mamă, cu vestă, nu în costum. Hai de cap. Vestă, tăticule. Și cravată tigrată. Eu nu pot să fiu președinte sau premier pentru simplu fapt că nu port cravată. Corect și asta. Păi așa poți firma deșcheat la gât. Ah, John Taylor, Duran. Roger Taylor, la sala Palatului. Da. Toboșarul de la Duran. Ești. Au cântat anul ăsta, au fost la de anul nou. Fabuloși au fost. La Times Square, New York. Îl iubești? Da, Duran. Da? Da. Numărul 1? Nu numărul 1, dar... Numărul 1 cine sunt? Când ascult... Nu știu dacă... Am pe... Numărul 1 e Pet Shop Boys, numărul 1. Pe sau bune? Sau Tears for Fears, da. Dar n-am numărul 1. Sunt Britul acolo. Ți-am trimis o piesă cu Suid. Da. Cine ascultă, nenicule, Suid? Mă, ăștia, cum e piesa aia? Da. Dar asta e scoasă acum mai recent? E de anul ăsta? 2022. În vară. 2022. Și urmărește că piesele tari le scot tot trupele vechi. Da. Deci piesele tari... Adică puțin newcomers de ăștia vin să inunde piața de muzică. Nu sunt mulți. Ia uite-l. Don Brown, de la Duran. La unde ești aici? Că ești într-o... La sala Palatului. Aha. Au cântat în deschidere, au fost direcția 5. A venit impresarul lui Duran și a zis, bă, cine cântă înaintea noastră? Păi, dați-ne 5 trupe să ne alegem. Și au ales direcția 5.
pe care i-a considerat mai apropiat, da, de stilul lor. Da, apropiat de stilul lor, da. Păi dar nu era să ia voltaj, de exemplu. Deci da. Nu era să ia voltaj. Sau, mă rog, nu vreau să jinez, că am poză cu Prunus mai încolo. Da, că nu era stilul lor, no, în sensul no, ăsta. Nu, no, nu, no, nu. No. Și Marian e fan, era fan, Simple Minds, U2, Coldplay, e, na, lui e doxă și Marian de muzică, e, na, ce să zic. Aici sunt cu, la pache, la bistro, cu Pândaru. Pândaru. Da. Care n-a mai călcat de atunci, niciodată. Deci de când l-a făcut nu știu ce la Digi, el era la Pro TV atunci pe vremea aia. Da. De când s-a dus la Digi, n-a mai călcat niciodată. Să nu cumva Pândarule să mai... Bea 20 de beri, omul era greu. Era greucean. Eu nu beau bere niciodată, eu beau numai vin. Aici... Eu cu Tete, mamă, la direcția mamă. 5. Tot așa, uite ce sacoaș aveai să nebunesc. Da, l-am vândut, nu știu, pe la vreun prieten al meu, cred. De aia care păstrează hainele, eu l-am de astea, Bologna, Calvin Klein. Aici e în octombrie, la Perugia. Tribuna asta se repară acum, e în reparație acum, e doar curva sud aia, peluza sud mai e. Da. El a spus de la noastră, ci da, au cel mai șmecher metrouț, n-am văzut în viața mea, nicăieri n-am văzut ce au ăștia. L-am pe telefon, mini metrou care merge, bă, n-ai da, văzut așa da, ceva. Da. N-am văzut, dacă n-am văzut eu, n-am văzut așa da. Ceva. Merge pe o liniuță de-asta. E un oraș boem, cu centrul ăla, Alta Cita, cu stadionul, e la mama naibii, Renato Curie. Superbitate zona. Aici cu Prunus de la Voltaj la Piața Victoriei, la protestele alea cu Clotilde Armand și cu alea când am fost da, 500 da. De mii. Da, mă rog. Eram urmăriți cât coniac am băut în seara aia. Dacă vrei să te uiți la un meci ca lumea, la ce te uiți? Lasă-mă cu Cosența Ternana. Cosența? Cosența. Da? Avem... Cosența, consoană da. Consoană între două vocale, e lasă-mă zi. Cu Fidelisa. Nu e Maserati, e Maserati. Da. Păi. La ce te uiți? La un meci adevărat? Da. Uite diseară la Perugia Como. La da, ăla mult. Să ne punesc. Perugia Como, bă. Deci la Perugia cu Como. E serie B diseară, uite ca să știi. Da, un de perdu, di de retrouvé, bă. Ale l'OM. Cum să joci, bă, cu Colașinați, bă? Călin, să rămân avit de mulțumiri că ai fost alături de salutare, noi. Salutare, fraților! Da. Ale l'OM. Prietenii de la Casa Pariurilor, ca de fiecare dată alături de noi, ați fost la Vreau Să Știu. Am discutat cu un suporter adevărat care ne-a trecut prin toate stările posibile și prin toate perioadele. Mai am o singură mai chestie. Da, mai are ceva. Da. Mi-aduc aminte odată de Țiții Dumitriu. Era la Bacău. Și mi-a zis așa, i-a zis, băi, n-a Țiții, ce ți-a zis, băi, n-a Sechelariu când te-a luat acolo, că era Sechelariu și cu Macea Nedelcu acolo, în conducere. Mi-a zis așa, eu când am ajuns la Bacău, mi-a spus domnul Sechelariu, mi-a zis, băi, Țiții, termină până în 6, până în locul 6 și hai să vezi tu. Și am terminat pe 5 și n-am văzut nimic. Hai, cea mai râzită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!